O locuință situată la etajul 2 al unui bloc de pe strada Dumitru Gheață din Drobeta Turnu Severin a fost în pericol din cauza unei lumânări aprinse lăsată nesupravegheată în apropierea materialelor textile. În garsonieră se afla o femeie de 63 de ani care a avut nevoie de îngrijiri medicale. Luni seară, pompierii din cadrul detașamentului Drobeta Turnu Severin au fost alertați de către un cetățean care anunța că într-o garsonieră aflată în blocul, din imediat apropiere, a izbucnit un incendiu. Forțele de ordine au stins imediat focul, împiedicând extinderea flăcărilor la locuințele învecinate. O femeie în vârstă de 63 de ani, care se afla în locuință în momentul izbucnirii incendiului, a primit îngrijiri medicale, aceasta prezentând o arsură superficială la nivelul mâinii. Ulterior, femeia a fost transportată la spital. Seara trecută, echipaje operative de pompieri din cadrul detașamentului Drobeta Turnu Severin au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o garsonieră situată la etajul al doilea unui bloc de locuințe de pe strada Dumitru Gheață din municipiul Drobeta Turnu Severin. La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta la materiale textile și obiecte de mobilier din interiorul locuinței. Proprietara, în vârstă de 63 de ani, a primit îngrijiri medicale de la paramedicii SMORT, aceasta suferind o arsură superficială la nivelul mâinii. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost determinată de o lumânare lăsată aprinsă în apropierea materialelor textile. Pentru prevenirea unor situații de urgență, pompierii mehedințeni fac recomandări în acest sens. Facem apel la cetățeni să acorde o mai mare atenție respectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor la locuințe. Candelele sau lumânările aprinse se așează în suport incombustibil, la distanță față de materiale textile sau obiecte de mobilier. Totodată, acestea nu trebuie lăsate nesupravegheate. Totodată, în ultimele 24 de ore, pompierii mehedințeni au intervenit pentru stingerea unui incendiu, transportul a două persoane supraponderale cu probleme medicale, acordarea asistenței medicale unui număr de 13 persoane care au solicitat ajutorul apelând numărul unic de urgență 112, dar și pentru prevenirea răspândirii noului coronavirus, cadrele ISU Mehedinți au efectuat 12 acțiuni.